Știți că Violeta Popa ne-a adunat în această seară și Violeta Popa a zis, domne, dacă noi punem rămășagă pe folclor, hai să încercăm să aducem și ceva din lumea muzicii ușoare, din lumea altor genuri, să spun așa, în afară de cântecul popular. Și prietena bună a Violetei Popa, Carmela, a venit, iată, cu ceva mai deosebit față de folclor. Repet, s-a îmbrăcat mai înflorat, așa, să fure ochii telespectatorilor noștri. Carmela, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Te rog să ne mai dăruiești o piesă și să fie cu dedicație specială pentru inginerul de sunet, pentru Dan Burca. Da, și pentru toată țara, pandemia de iubire. Toți suntem într-o pandemie, haideți să o facem de iubire. Gata, și pentru Dan Munteanu. Ia-uzi. Pentru Dan Munteanu.